În sfârșit putem spune că s-a reabilitat complet clădirea corpului C. S-a început inițial în interior, după aceea subsolul clădirii și în vara aceasta am reușit să, cu ajutorul Primăriei Municipiului Media și prin implicarea domnului primar, să terminăm renovarea acestui corp, s-a și învelopat. Putem spune că acum este reabilitată de la A la Z tot corpul, inclusiv cu centrală termică, și ne bucurăm că putem da drumul unor clase de elevi în această clădire. Inițial aveam două corpuri, acum putem să spunem că avem trei corpuri de clădire pentru elevii noștri. Mulțumesc încă o dată Primăriei Municipiului Mediaș, care se implică în activitatea școlară, care se preocupă de oferirea condițiilor unui învățământ de calitate, și bineînțeles în special domnului primar, care este alături de noi tot mereu și răspunde solicitărilor noastre. Făcut astăzi recepția finală la corpul C de la liceul Accente Sever. Este o lucrare care a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, în urma unei discuții pe care am avut-o cu doamna director și cu Consiliul de Administrație al liceului. Finanțarea este de la bugetul local și de la Compania Națională Romgaz. O fi de ocazie pentru a mulțumi doamna director pentru buna colaborare și, nu în ultimul rând, mulțumesc directorului general și Consiliului de Administrație al Romgaz pentru susținerea pe care au oferit-o pentru a duce la bun sfârșit această lucrare.